cică, povești nemuritoare. Povești nemuritoare. Bună ziua, dragii mei. După cum bine vedeți și observați, Nelson Mondialu, cu tentă și tendință în Icre de Manciuria. Și caviar. Vă salută de bună dimineața. Urmăriți pe șeful YouTube-ului la Caterinca, la povești de toate genurile, Nelson Mondialu. Accesați clopoțelul. Din respect, accesați dolarul. Alu, să ne înțelegem. Înțelegeți voi cum stă treaba. Și lăsați reclamile. Abonați-vă pe toate 8 canale YouTube-a mele. Să le aveți acolo. Și apăsați pe clopoțel. Și acum să trecem la varianta originală. Se zice așa. Împăratul negru. Mâncava-ș Dumnezeu să vi-l mânc. Tu mi-ai pus ratul tot în papaya. Măi, oameni, în papaya am ratul tot, măi, oameni, măi. În avocado am ratul tot, mă mâncava-ș Dumnezeu. Ce că-i carne de creveți? Extraordinar. Extraordinar că nu mai știu ce mânc. Interesant. Vai de mine și de noi. O mânc cu tău cu colă. Și cu sâmbure, cu tot. De unde sâmbure? Că nu sunt sâmburi. Mai mâncat o sâmbure. O mâncută cu coja asta tu sau cum o mânc? Cu furculița. Păi zi că atragă măta. Și coja o mânc. Mâncă tot. Iată, nu-i bună, ce mi-ai ca română. Nu-mi place gustul. Că e din ăla așa, nu știu cum e sudaci. Măi, oameni! Împăratul negru! Deci povești nemuritoare. Voi să-mi ziceți mie de ce le spune nemuritoare. Prima întrebare. De ce le spune povești nemuritoare? Hm?
Deci eu acum nu mai ca pe vremuri. Nu stă bunicii cu copiii, cu nepoții să le povestească povești de alea, că le dă nepoții cu tableta în cap sau cu telefonul, acum să iasă. Jocurile. Eu totuși mânc ouă de aici, dar mai mult nu mânc. Deci fiți atenți. Împăratul negru a vrut să se încuscrească cu împăratul roșu. Înțelegeți? Împăratul negru avea o fată și împăratul roșu. Fata când l-a văzut, o zis, da de n-ai la ce-o. Asta e urât, nu e bun. Și de mânie și de supărare, că l-a supărat. În fața împăratului roșu. Împăratul negru. Peste 7 țări și 7 mări. Auziți comitea ce avea ăsta? Peste 7 țări și 7 mări. Peste ținutul înghețurilor. Bă! Când ai zis 7 țări și 7 mări, deci continente sale, și ținutul înghețurilor, îi tă globul pământesc. Și împăratul roșu era împărat peste două galaxii. N-am cine să ia. Genel, împăratul negru, o luat-o cu notul ăla. O luat-o, s-o dus-o pe prințesă, pe fata lui, pe cel mai înalt munte, pe cel mai înalt munte de unde se vedea. Auziți de unde știu eu în poveste.
să vedea constelanța Andromeda. Să vedea constelația Ursa Mare. No, de unde știau ăștia în poveste? Zic în povestile alea atunci. A? Dar ce munte era ăla? S-au zis, mă. Olegatul Fenieles pe vârful muntelui de un stâlp și cu un bici ce arunca flăcări. Asta e cu gem. O da din bici s-a făcut în jurul ei un zid. Pasărea din înaltul cerului nu putea intra pe deasupra. Așa mare era. Acum să ziceți, bă, ce era asta? Zidul e foc, nu-l putea străpunge nici cei mai tari soldați cu veste pompierești pe ei. O să ziceți, bă, ce era? Bă, auziți aici poveștile astea. Unde e rabat povești? Întotdeauna după ce mânci, limpăzește-te pe gură, că-ți mai rămâne una alta. Înțelegeți? Și bonus, o pus ca pază niciodată nu o să recunoșteți că organele își face treaba bine. Adică fermentează, ejaculează. O pus ca pază ziceți-vă ce balaur a fost ăla. Și-o zis așa, aici vei zace ferecată în lanțuri și încătușată în lanțuri de foc. Până când
din trâmbița asta. Vrei anunța că ești de acord să iei pe Naila Cio alu prințul împăratul roșu? S-a plecat. Băi oameni, acum eu vă întreb pe voi, de ce în toate poveștile există așa împăratul roșu, împăratul negru și împăratul verde? De ce nu există împăratul alb, împăratul galben? Băi, eu am citit povești. Nu există împăratul alb și împăratul galben. Împăratul roșu, împăratul negru și împăratul verde. Acum, voi, dacă știți să-mi dați răspuns și la asta, sunteți bandiți. I-o dat o gornă. Când vei fi de acord, să trâmbițez. Iar la balaur, i-a spus așa, să nu care cumva să scape. Balaur cu șepte capete. Nu voi să-mi spuneți că de balaurul ăsta cu șepte capete se vorbește în povești. Ce era ăla? Înțelegeți? Ce era ăla? Că șepte capete. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Ce era ăla? Astea-s grele. Și uite așa, s-a luat și-a plecat. Dar cum a urcat sus pe muntele ăla? C-a zis că era un munte că te puteai, nu-i vedeai vârful. Trecea în șapte pelicule de nori. Nu, cu ce a urcat acolo? Eu vă spun, constelația stelare mare. Și s-a apucat prințesa să plângă, deșiroie lacrimile de ea. Ca la inundații valurile. Dani s-o oprea în cercul de foc care înconjura. Ai oameni, măi! O trecut ceva vreme. Voi vă dați seama cam câtă vreme o trecut? C-o zis în poveste că i-o crescut părul. Deci i-a crescut părul de de-abia putea să-l tragă după el. Hă? Podoba capilară. Vă dați seama cam câți ani a stat acolo. Și în timpul ăsta a învățat la gorna aia să trâmbițeze melodie de dragoste. Atunci s-a scos melodia adevărată de dragoste. Înțelegi? Atunci s-a scos melodia pentru prima dată melodie de dragoste. În prima dată de pătât itinerarul globului pământesc s-a scos melodie de dragoste. Înțelegeți? Acum, nu spune ce melodie o cântam. În melodia aia e de dragoste, nu de jale, de dragoste. Și cum cântam în constelație, bă, voi nu vedeți că și acum ăștia umblă cu parabole, cu sateliți din ele să prindă ceva semnale din
înțelegeți voi ce zic eu? Cum cânta, mă, oprins semnalul, mă. Oprins semnalul, mă. Hă, cine l-a oprins, mă, ca așa? Cine l-a oprins? Nu mă știți? Sluga, mă. Sluga, mă. Prâzlea, mă. Nu prâzlea acordeonistul de la noi, mă. Prâzlea, mă. Prâzlea. Cervoinic. Înțelegeți? Povestea e lungă. Eu v-am zis o tătă. Că de lupta nu s-o lupta cu balaurul cu 7 capete prâzlea. E minciună. Prâzlea urca până acolo și îndesagă și-o pus de mâncare și-o pus de mâncare mai mâncavaș. Vă spui eu ce și-o pus de mâncare că Nelson știe, înțelegeți voi, dar nu pot să-i găsesc exprimarea. Dracu-mi zice la aia. Turtă, mă! Turtă frământată 60 de zile, dostită încă 60 de zile și coptă nei la fermentație în 6 zile. De ce? 60-66. Îți trebuie 6 ca 7 zi nu să lucra. Înțelegeți voi. Turtă făcută din frasă și stejar, ars și cenușa dostită. Cu ce? Cu lapte de iapă, nărăvașă. Și s-a făcut o turtă și cu turta aia o mărs cale de 99 de ani. Bă, auziți aici, voi o să ziceți, 99 de ani a ajuns turta aia. Pe și Iisus cu o turtă o hrănit o ciurdă de, nu farisei, de aia. Înțelegeți voi cum vreau să le zic, jidani. Ați înțeles? Și în loc de apă, că mere pe tărâmuri, unde apă nu era, lumină nu era, s-a luat din grădina raiului trimeră de aur. Păi, când a ajuns sus, ce cauți aici, puion? Am auzit o melodie balaure de dragoste și m-a atins. Vezi-ți de treabă, puion, că te prinși ce ăsta. Pondinte nu mai te mânc, pondinte. Și-o zis prâzlea. Lasă-mă, nu mă mânca acum. Bată-l să apuc să mânc, să fiu sătul. Zice, și așa te hrănești și tu mai bine. Și-o luat din turtă și-o mușcat. Și când o scos mărul de aur, balaurul i-o străluciu. Mâncarea mea preferată de unde, că n-am mai mâncat de atâta vreme. M-a lăsat aici regele întunericului, regele negru. M-a lăsat aici, fără mâncare. Și-o zis,
ani vezi ea colonia. Undeva departe. Departe, măi oameni, atâta de departe. Că ziceai că n-a ajuns niciodată. Dar pentru ei care zburau ca vântul și ca gândul. Vezi de treabă, măi omule, mă. Ca vântul și ca gândul. Înțelegeți voi? Da, zice, nu poți să mergi acolo, zice. Acolo, ca să ajungi, trebuie să cunoști anumite cuvinte cheie. Pentru că pomul fructifer cu merele de aur, dacă întinde mâna unul care nu cunoște cuvintele, s-o filește. Asta vrea să le frec. S-o filește și dispare. Rămâne mărul numai creangă uscată. Și o să zbar aurul. Dar nu-mi zici. Cuvintele cheie. Facem un pact. Tu mă las o eu pe prințesă și îți dau cuvintele cheie. O zis deja, ba te lască de focul ăsta, nu poți să treci și în circuit. Lasă pe seama mea. Bă. De mă duc sus la ele. Sare toate carurile din ele. Și eu zis cuvintele cheie, eu zis, las pe seama mea că eu știu ce te-ai făcut aici. Și când eu zis cuvintele cheie, eu zis să nu le uiți. Abacu! Cucu! Abacu! Abacu! Cucu! Abacu! Înțelegeți voi? Cuvinte cheie, astea erau grele. Nu așa puteți să intri în teritoriul și domeniul copacului, mărului cu mere de aur. Și-o plecat. O plecat și-o întins aripile balaurul. Și-o zis acum prințesa. Vai, iubire, vai, vai, iubire, vai, hai, dacă ce mai stai, vai, iubire, vai. Ei, unde mai pun foc acolo? Nu trebuie că numai așa nea că treceai, că era o flacără. Era zid de foc, mă, zid de foc. Nu, desfă tu și intră tu să o iei pe prințesă de acolo. No, acum eu vă întreb pe voi, el avea la el turtă și trei mere de aur. Ea avea la ea flișca, trompeta. Ce au făcut ei ca să poată să treacă pe foc? Așteaptă tata răspunsul vostru. Tata bandit, copiii care au citit poveștile, aștept răspuns. Vă țuc, mă, e tata de țău mondialul.